Oameni buni, am revenit la Secretele Brașovului. A doua parte o vom discuta având un subiect destul de sensibil întotdeauna și anume tot ceea ce se învârte în jurul copiilor și în momentul în care ne referim mai concret la Spitalul Clinic de Copii Brașov. Știți foarte bine că acest subiect a întotdeauna iscat foarte multe discuții. Și de bine și de rău, dar cel mai în măsură ca să poată să ne spună asupra ceea ce se întâmplă acum acolo este nimeni altul decât domnul dr. Liviu Muntean, managerul Spitalului Clinic de Copii Brașov. Bine ați venit, domnule doctor! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Ați mai fost în acest studio și ați mai stat de vorbă cu mine și de fiecare dată eu, cunoscând cât de cât și din presă la ceea ce se întâmplă acolo, întotdeauna, nu că m-ați uimit, dar ați venit cu noutăți, cu lucruri care de multe ori au șocat în rău, aș putea să spun eu, pentru că din exterior se vede una și se aude una. În momentul în care dumneavoastră vă confruntați acolo zilnic, din punct de vedere management și nu numai și ca și medic, cu tot ceea ce se întâmplă în acel spital, cu siguranță că ne spuneți foarte multe lucruri. Eu aș face numai un preambul și vă las pe dumneavoastră să continuați. Anume, Spitalul de Pediatrie, știu că am discutat acest fapt, deservește pacienți și din Brașov, și din Harghita, și din Covasna. Și în ultimul rând și turiștii care trec pe aici. În jur de 900 de pacienți sunt spitalizați lunar la acest spital de pediatrie din Brașov și e o știre conform căreia aveți mese de operații din anul 1972. Da. Așa cum ați spus în introducere, asta este media de pacienți internați lunar, cam 900 de pacienți, 800 și ceva. Este contractul cu Casa de Asigurări. Spitalul Clinic de Copii Brașov este un spital de interes regional, unul dintre cele câteva de spitale regionale din țară. Regiunea pe care o deservește în principal este Brașov, Harghita, Covasna, dar evident că avem pacienți din absolut toate colțurile țării și chiar din alte țări și nu numai în sezonul turistic, cam tot timpul. Așa cum spuneam și în conferința de presă, am operat vara asta pacienți din Canada, din Statele Unite, din Franța, din Germania, adică cam de peste tot, nu numai de la noi din țară. În afară de cei 900 de pacienți internați lunar, noi mai avem cel puțin 300-400 de pacienți spitalizați, dar spitalizări mai scurte, spitalizări așa zis de zi, deci puteți să adăugați la cei 900, iar la unitatea de primiri urgențe sunt undeva în jur de 33-34 de mii de pacienți anual. Dacă mai socotim că un număr probabil asemănător se prezintă și la consultații în ambulator, vă cam dați seama ce populație trece prin Spitalul de Copii anual. Ieri, profitând de faptul că am organizat o conferință de presă cu ocazia faptului că spitalul a fost dotat cu un ventilator de ultimă generație de Asociația Dăruiește Viața în colaborare cu sponsorul lor principal, NG România, am amintit, atunci când a fost întrebat ce nevoi mai avem, și de faptul că la nivelul dotare suntem puțin rămași în urmă și oricât de bune am fi noi, zicem, ca specialiști, da? Nu putem să facem minuni cu mâinile goale. Revenind la blocul operator și la mesele de operații, din cei 800 și ceva, 900 de pacienți lunar, a căzut o carte. Undeva în jur de 300 și ceva sunt pacienți care trec prin blocul operator. Sunt pacienți de chirurgie generală, de ortopedie, de urologie, de chirurgie plastică, de ORL, de oftalmologie. Foarte mulți trec prin blocul operator. Într-adevăr, masa de operație din sala de ortopedie este o masă produsă de o firmă foarte bună, la vremea ei și acum face mese de operații foarte bune, dar a noastră din 1972. Așa scrie pe ea.
În celelalte două săli de operație, într-una este o masă, să zicem, ceva mai nouă. Nu știu cât o avea, vreo 10-12 ani, dar oricum cred că e depășită așa. Iar în cealaltă sală este o masă primită tot așa printr-o sponsorizare în luna ianuarie acestui an. Până luna ianuarie n-am avut masă deloc în acea sală. Așa din ce îmi spuneți până acum, realizez că pe lângă dotările, nu știu, probabil clasice, cu materiale care vă trebuie zi de zi, având în vedere, am încercat să fac așa o sumă la numărul de pacienți pe care mi l-ați spus, cei care se prezintă în ambulator, cu cei internați și așa, la un dat am pierdut șirul, în orice caz sunt zeci de mii, clar, trec și sunt foarte mulți. Mă uitam că ați primit sponsorizări, mai iată încă o asociația Dăruiește Viața, iar și ea a fost o sponsorizare, mă rog, prin intermediul unei alte companii și mă gândesc, bine, bine, astea ar fi lucrurile care ar trebui să vină ca un bonus sau cel puțin, nu știu, așa mă gândesc eu că ar fi normal să vină ca un bonus peste ceea ce ar dotarea pe care fie. O aveți normal să fie acolo. Da. Acum vine întrebarea, nu există fonduri, acești bani se primesc de la ministere, cum se alocă? Pentru că Spitalul de Copii primește mai rar bani de la minister, spitalul este în subordinea Consiliului Județean. În ultimii ani, în ăștia 3 ani de când sunt eu managerul spitalului, a primit foarte mulți bani de la Consiliul Județean, dar bani veniți în special pentru reparații care erau absolut necesare. Spitalul are 32 de ani și de-abia în ultimii 2 ani pot să spun că s-au făcut niște reparații mai serioase și nu numai reparații, cât acești bani au fost investiți în creșterea gradului de confort al pacienților. Deci imaginați-vă niște coridoare, niște secții la Spitalul de Copii cu o lungime de vreo 50-60 de metri și cu doar două toalete, una la un capăt, una la celălalt capăt. Toalete care erau folosite atât de pacienți, de aparținători acestora, mămicile internate și personal. Ori noi la ora asta avem două etaje bune din cele 5 în care fiecare salon deja are baia proprie. Saloane de 2, 3, 4 și fiecare cu baia proprie. Cam în asta s-au investit banii de la Consiliul Județean și dacă o ținem în ritmul ăsta în următorii ani, chiar vom avea un spital care va avea condiții hoteliere nemaipomenite. Acum mai trebuie să-l și dotăm cu aparatură. Care evident e destul de scumpă, ca aparatura în este general. Este incredibil de scumpă. Acest ventilator de care aminteam că a fost donat de Asociația Dăruiește Viața a costat, dacă nu mă înșel, 47.000 de euro. Un ventilator, practic. Adică un ventilator. Acum văd că aveți și dumneavoastră un ventilator acolo în colț. Nu e din ăla, adică da. Ventilatorul ăla nu-i dai drumul și faci un pic de aer pe pacient, ci chiar îi susține respirația și îl ajută să supraviețuiască. Iar acest ventilator, am și spus la un moment dat că este de ultimă generație, în sensul că e atât de inteligent încât preia respirațiile pacientului și dacă el e în stare să respire singur, îl mai și lasă. Adică e așa ca o simbioză între aparatul ăla și pacient. Pacient. Da. Discutam înainte de a intra în emisiune cu unul din colegii mei, un operator, care a venit și a realizat o filmare acolo la dumneavoastră și îmi spunea că a văzut prin geamul, mă rog, de separație care e acolo, un copil nou născut conectat la acel ventilator. Îmi spunea și chiar îmi spunea cât de impresionat a fost de faptul că a văzut că, într-adevăr, ceea ce se donase, acel aparat, chiar funcționează și chiar, până la urmă, ajuta, dădea viață. Că, practic, acea ventilație, am înțeles că se poate face și manual, dar păi, ca să vă dați seama, Asociația Dăruiește Viața a luat această hotărâre nu e de a dona ventilatoare spitalului, nu suntem singurul spital, am înțeles că e un proiect național, da, național. Împreună cu NG România, după tragedia din Colectiv, când și-au dat seama cât de necesare sunt aceste aparate, când
au fost pacienți care probabil că au fost ventilați mecanic de o asistentă care săraca a strâns și a de balonul ăla 8 ore, cât o fi putut și cum o fi putut, nu? Da. Așa. Și dacă trebuia să plece acasă, ce să... Murea omul acolo. Deci nu se poate. Suntem totuși în anul 2016. Da. Pacientul trebuie conectat la un plămân artificial, dacă vreți, care să facă ceea ce trebuie ca pacientul să supraviețuiască. Ori noi, fiind spital de copii, cele mai mari probleme le avem cu nou-născuții, cu prematurii, care nu știu să respire, nu pot să respire încă, la care noi mai venim și cu agresiunea, în ghilimele, cu agresiunea chirurgicală, că îi operăm, că de-aia vin la noi, că vin cu tot felul de malformații. Și atunci, știți cum e, să nu ne vedem în situația nefericită de operația reușită, pacientul a murit. Da. Că n-a avut... Da, adică operația să fie să decurgă totul în regulă și după aceea să nu poți să-i susții viața pentru că n-ai un aparat. Că n-ai un aparat. Da. Apropo de lucrurile de reparații, pentru că aminteați de ele și știu că și la ultima noastră întâlnire chiar se închisese o întreagă aripă, erau foarte multe, da, sunt câteva luni bune de atunci, cam în ce stadiu sunt acum actualmente? Adică vă apropiați treptat de final? Deci sau? În momentul ăsta avem două șantiere deschise, dar cu bani provenite tot de la o fundație despre care nu vorbim acum, pentru că trebuie să le las lor plăcerea de a organiza o conferință de presă și de... Dar sunt investiții importante de sute de mii de euro. Sper să se finalizeze undeva în luna septembrie. Deci. Și să mai organizăm o conferință de presă la care să vă invităm și să vedeți cât de bine poate să arate o secție de spital. E minunat asta, minunat mă refer la faptul că există lume cu suflet care vine și finanțează așa ceva și faptul că oricum de când sunteți dumneavoastră acolo, iată că au venit destui oameni, ca atunci pe momentul în care am făcut, cred că ultima emisiune, ultima întâlnire cu dumneavoastră, erați interimar numai, pentru că așa parcă dacă țin eu bine minte. A fost un interimat mai lung. Bun, știu că aveți nevoie și de un computer tomograf. Acum, revenind la partea de dotare, până la urmă, nu aveți computer tomograf. Nu avem, n-am avut niciodată. E, cum să vă spun, e spital de copii, adică mi se pare... E vital să ai. Noi trebuie să... Și avem la ora asta contract cu un computer tomograf din oraș, unde ne trimitem pacienții care pot fi trimiși, dar sunt anumiți pacienți pe care nu poți să-i trimiți să le faci examinarea și atunci... Ce faci? Da, deci un computer tomograf, cum să zic, nici nu mai e un lux pentru un spital în ziua de azi. Este ceva normal, ceva care nu trebuie să lipsească. De-aia, până la urmă, adică și rolul presei este cel de a semnaliza aceste lucruri, poate că și în această emisiune pe care o privește cineva, pe care va fi până la urmă și în mediul online înregistrată și dată și acolo. Poate că există oameni care doresc să se implice sau pot face aceste lucruri și au acele pârghii necesare de a veni alături de dumneavoastră, pentru că într-adevăr, avea un copil în orașul Brașov sau cum spuneați, a venit de oriunde până la urmă, din Canada, din Statele Unite, chiar în vacanță sau și Doamne ferește să pățească ceva, un mic accident și să știi că acel copil nu a putut să iasă la liman pentru că n-a avut un computer tomograf acolo într-un spital, adică asta nu cred că și-ar ierta nimeni la un moment dat care ar putea să facă ceva. Ați zis de oameni care ar putea să privească emisiunea. Să știți că sunt foarte mulți oameni de bine, oameni care doresc să ajute și doresc să se implice. Și să și implică pentru că au văzut deschidere din partea noastră, au văzut că nu ne batem joc de banii pe care îi primim, că suntem extrem de transparenți în ceea ce facem cu banii. Și atunci îi primim. Poate că se gândesc și la faptul că indiferent ce planuri îți faci, că dacă te apucă, nu știu ce, te urci în avion și Viena e la o oră de zbor,
s-ar putea să nu ai ora aia la dispoziție, exact, și să fii nevoit să apelezi totuși la un spital din țara asta. Și atunci poate că ar fi bine ca acel spital să te poată primi cu tot ce trebuie ca să-ți salveze viața. Și până la urmă, Brașovul, acum s-a dezvoltat în ultima perioadă și ca oraș turistic și așa mai departe, chiar mi se pare că are nevoie de un spital de copii care să are, are nevoie și poate, știți ce am constatat? Că bun, noi suntem, suntem supuși unei, așa, unei campanii negative de un sfert de secol încoace, zic eu, poate mai mult de atâta, lumea asta medicală. După ce a fost scandalul cu dezinfectanții, s-a lansat ideea nu te duce la spital că te infectează aia, nu știu ce, da, nu știu ce pățești. Acolo, da. Deci asta e ideea generală și constat cu plăcută surprindere că foarte mulți vin cu ideea asta la spital, că e rău, că vor pleca mai bolnavi decât au venit, că nu știu ce se va întâmpla rău în spital, dar na, totuși vin că nu au alternativă. Și pleacă senzațional de plăcut, surprinși de acolo, de cum arată, de cum sunt tratați, de cum a decurs internarea copilului lor. Știți de ce cred asta, domnul doctor? Că chiar mă gândeam la acest aspect pe care îl relatați dumneavoastră. Eu l-am întâlnit nu numai în partea medicală, l-am întâlnit și în partea economică, și în partea socială, și în politică chiar. Momentul în care eu am tot spus și e un proverb românesc, cum l-am spus eu, cu omul sfințește locul. Dacă cei care sunt acolo, echipa noastră, cei care tratează acolo, își fac treaba cum trebuie, eu nu cred că oamenii care vin acolo pleacă cu alte idei înapoi. Că n-are cum să fie. Mai sunt. Bine, peste tot există și, în lumea asta. Și, dar... și vă spun de ce. Și asta poate că ține tot de educație. Și aici să știți că un mare rol ar putea să-l aibă și presa. Media, și, așa și media, da? Așa cum i-am educat de-a lungul timpului că e rău la spital, că nu știu ce pățești, tot așa putem să-i educăm și să le spunem că la unitatea de primiri urgențe, unde sunt 120 de prezentări în medie în 24 de ore, dacă împarți alea 120 la 24, îți dau, nu știu, 5-6 prezentări pe oră. Asta dacă ar veni frumos, uniform. Dar sunt o felul de intervale. Da? Lucrăm pe coduri de culori. Românul încă nu poate să înțeleagă de ce cazul grav care vine cu ambulanța intră înaintea lui care are febră de 3 zile. Da. Da? Sunt probleme de comunicare și la noi, probleme de comunicare care poate că apar datorită volumului mare de lucru, nu mai ai timp să te duci să-i explici că vezi că a venit unul grav, mai stai o jumătate de oră în plus. Și mai sunt și unele incidente pe acolo, dar este inevitabil și eu cred că se întâlnesc în orice spital din lumea asta care are unitate de primiri urgențe. Mie mi se pare foarte normal acest lucru, dacă e să mă întrebați pe mine de ce, până la urmă, copilul tău e cel mai important. Adică noi știm asta. Clar și exact, știm dumneavoastră asta. Știți cel mai bine asta și atunci e normal ca cel care e acolo să nu conceapă că vine altcineva, dar aici e vorba de emoții, e vorba de multe alte lucruri care... Înțelegem chestia asta și de regulă o rezolvăm fără niciun fel de problemă. Dar rarisim, mai sunt și cazuri, rarisim din sute și mii de pacienți, mai apare câte unul, doi care... Fac câte un circ întreg acolo. Trans, da. Da. Există și o parte de voluntariat care știu că se practică în spital și ăsta, din punctul meu de vedere, ca și, nu știu, am fost voluntar de când mă cunosc tânăr așa, am tot încercat să fac voluntariat acolo unde s-a putut și când am avut timp. E un lucru bun. De ce? Pentru că voluntarii de regulă vin acolo unde se face treabă bună. Eu așa știu. Da. În ultimii 2 ani, cel puțin, am constatat că a crescut foarte mult numărul de cereri. Vin la mine cu cereri să le aprob perioade de voluntariat. Evident că ne tratăm foarte serios cererile astea, adică nu le aprobăm chiar așa pe toate și indiferent cine vine, gata, i s-a aprobat cererea. Nu. Pur și simplu studiem persoana respectivă, interesul pe care ar putea să-l aibă dacă face voluntariat. Îi se fac analize înainte de a intra în spital, dar marea majoritate a cererilor în final sunt aprobate și cam pe toate secțiile sunt voluntari.
sunt voluntari nu numai de la noi, sunt voluntari chiar și din străinătate. Am avut anul ăsta, din Statele Unite, din Marea Britanie. Mi se pare un câștig de ambele părți. Ce e important, am constatat că vin de la colegiile și de la liceele brașovene, elevi în clasa 11-a, 12-a, da? Deci cei care au făcut 18 ani, că înainte nu-i primim, da? Așa. Și vrem să facem voluntariat, am vrea să ne înscriem la facultatea de medicină, să vedem cum e. Mi se pare, asta spunem, un câștig de ambele părți. De ce? Pentru că până la urmă și spitalul poate să beneficieze de o mână de lucru interesată, ceea ce e foarte important, poate nu calificată în momentul respectiv, dar interesată, și acolo unde îți dai interesul e foarte importantă, și ei învață, pentru că ce înveți, bănuiesc, într-un spital de primiri urgențe, nu cred că înveți. Deci am avut voluntari de care la un moment dat nu mai reușeam să scăpați din așa, exact, glumind. Adică ei, cum să zic, au un program, nu poate să vină după ora 8 seara sau nu știu, din asta. Și nu reușeam să scăpăm de ei, să-i trimitem acasă, vreau să rămână, să ne ajute în continuare. Frumos și interesant asta, încă nu s-a pierdut și este un lucru bun și o speranță. Spuneți-mi un pic care ar fi următorii pași sau nu știu ce probleme pe care doriți să le rezolvați sau care sunt cele imediate pe care le vedeți în următoarea perioadă la spital. Vreau să mai deschid două șantiere, la laborator și la secția de respirator, cu fonduri primite de la Ministerul Sănătății și cofinanțare de la Consiliul Județean, cofinanțare care a fost aprobată acum 3 zile în ultima ședință de plen, să renovăm și aceste două secții. Pe urmă, mi-aș dori să putem să depunem 2 proiecte europene pe cele 2 axe, axa 3 și axa 8, pe eficientizare energetică și pe reabilitare și dotare UPU și ambulator. Asta ar fi idealul și practic ar scoate spitalul la liman din toate punctele de vedere. Ar fi multe, multe milioane de euro. Și de ce zic în primul și în primul rând de eficientizarea energetică, nu zic de aparatură și de dotare, pentru că spitalul are peste 30 de ani, pentru că mi-e frică de prima zi rece din toamna asta când va trebui să pornim centrala termică. Anul trecut nici nu știu dacă am pornit-o de 7 ori, de 8 ori, de 10 ori și se pornește la modul merge încălzirea și constați că e sită. Și o oprești și golești instalația și repari toate spărturile și o pornești iară. Și mai constați că mai sunt. Și până o pornești de 7-8 ori, până ajungi să funcționezi. Noi imaginați-vă clădirea aia umplută și golită, instalația de atâtea ori, ce risipă este, pentru că s-a construit ca în anii 80, cu țevi care trec prin beton, neizolate, n-au trasee, n-au nimic. Așa. Și centrala termică, ea a mai fost reparată de-a lungul anilor, a mai fost schimbate cazane, tot cu bani de la Consiliul Județean, dar trebuie ceva nou. Da? O reabilitare energetică totală. Ca lumea, că o cârpeală e o cârpeală, întotdeauna exact, o faci. Da, exact. Sună bine pentru, în primul rând pentru faptul că în momentul în care v-am întrebat ați știut exact ce vreți să faceți și exact ce proiecte vreți să faceți. Și asta, cel puțin pentru mine, e foarte important ca și om care lucrează în mass media, pentru că asta înseamnă că știți clar acolo unde vreți să ajungeți. Și asta e un punct foarte important. Da, am știut de la început unde vreau să ajung. Asta e un punct foarte important. Și acum, în încheiere, aș mai avea o întrebare legată de... Știu că există o fundație a Spitalului Clinic de Copii. În ce măsură reușește să vă sprijine activitatea? Au interferențe cu programul foarte nostru? Mult, foarte mult. Practic toți facem parte și din Fundația Spitalului Clinic de Copii. Toți colegii încercăm să atragem sponsorizări și să... Păi, nu știu dacă am voie să vă spun, dar eu totuși am să vă spun. Punem un asterix după aia. Dacă nu e în regulă, am rămas plăcut, surprins când a venit directorul de la Euromotor cu un tank de... declarații am pus un asterix, așa că nu e voie, dar... De 2% de la toți angajații, donați la spitalul de... Deci sunt companii care, vin și fac așa ceva.
Asta, apropo, pentru că ați spus-o acum, mă scuzați, că e, poate să fie un îndemn și pentru alții, adică alte companii care poate să doneze acel 2% și legea sponsorizării, acum e mult mai transparentă față de ce era înainte, se deduce din profit, poate să vină și, nu știu, a investi în, iată, așa cum spuneați, într-un spital care asigură transparență în Dar să știți că și angajații spitalului, eu, de exemplu, și marea majoritate, donează cei 2% care se duc tot în fundație. Mai sunt firme, asociații care fac sponsorizări în altă natură. Am avut o firmă, nu, n-am voie să zic nume, care a venit și ne-a decorat toți pereții din sălile de așteptare din ambulator. Arată senzațional. Da? Sponsorizare sub forma asta. Altă firmă din Brașov ne sponsorizează aproape în totalitate micul dejun al pacienților cu tot felul de produse, zilnic. Deci cine vrea să se implice până la urmă se poate implica. Se implică. Noi avem un perete întreg în fața recepției, acolo la intrare, pe care mai adăugăm câte o plăcuță. Sunt unii care nu vor să fie, vor să rămână anonim, vor să ne ajute să rămână anonim. Fundația, la rândul ei, este foarte activă. Dacă urmăriți ce se întâmplă în fiecare an în spital, la 1 iunie, de ziua copilului, acum 3 ani a fost ziua porților deschise. Acum 2 ani a fost mărul prietenul tău și ne-am distrat copios cu plăcinte gătite de așa. Și anul ăsta a fost cu... am promovat mișcare. Mișcare. Da, domnule Liviu Muntean, a trecut timpul foarte repede și sunt bucuros că ne-ați împărtășit ce se întâmplă acolo în spital. Eu vă doresc mult succes și proiectele pe care le-ați spus să se realizeze cât mai repede. Mulțumesc și eu mult de tot. Oameni buni, atâta pentru astăzi la Secretele Brașovului. Ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!